Salutare lumei și bine m-a regăsit la un episod din seara noastră de Robocraft, iar înainte să începem, aș vrea să vă propun un lucru. Unii dintre voi mai apreciați seria asta, vă mai place jocul cum îmi plăcea și mie înainte și aș vrea să vă las așa o mică propunere. Dacă adunăm câte 70 de like-uri la următoarele 2-3 episoade, voi posta 3 episoade dată la 2 săptămâni, da? Deci acum postez undeva la un episod pe săptămână. Dacă văd că lăsați like-uri, da, minim 70, la următoarele 2-3 episoade, vom posta 3 episoade la 2 săptămâni. Deci practic un episod jumate pe săptămână voi posta, da? Cam așa. Bun, hai să trecem la ale noastre. Da, apropo, acum s-a băgat un update de Halloween. Un update destul de micuț de vreo 80 de mega și am văzut pe Steam 81,9 mega, ceva gen, e update-ul în care am văzut s-au schimbat zonele unde se țin roboții, da, garajul și s-a implementat un robot pentru săptămână după ce activezi un cod, da, un cod premium, un cod de la ei, poți să te joci o săptămână cu acel robot și 3 zile de premium. Deci acum fiind vineri seara când, bine nu e chiar vineri seara, vineri după masa când filmez, o să mă joc un weekend vreo, nu știu, 5-6 ore cu acel premium și o să mai dau niște râpuri pentru a face acel robot pe care îl plănuiesc. Și am văzut și cu o chestie, s-a implementat ceva picior, da? Ceva picior de robot. Și asta mă pune pe gânduri. Din elicopter l-aș schimba parcă, nu știu, să fac hibrid, gen să pun picioarele acelea de robot și să-i pun și elice, să fac medic, ar fi o idee. Nu știu, o să încercăm, o să cumpăr 4 picioare din alea mai ieftine să văd cum funcționează mecanismul și voi încerca să mă gândesc la un nou design. Dacă merg aia destul de bine, sunt relativ rapide. O să mă gândesc, poate fac un loop sau ceva genul. Nu știu. O să vedem. Bun, deci jocul oferă acum un cod premium. Și acel cod îl voi lăsa în descriere pentru cei care nu știu care e codul. Da, deci eu l-am copiat deja. L-am copiat, am zis. Am zis că l-am copiat. De ce nu l-am copiat? Că l-am copiat în tastatură. Fuck you. Stai că revin să copiez codul și îl băgăm imediat. Ok, fraților, am revenit. Haideți să băgăm și codul. Deci codul este ăsta, HelloFest minus 674555. O să las acest cod în descriere sau puteți să opri clipul, notați pe foaie și îl scrieți voi. Da? Fiți atenți că e cu 2 de L, să nu vă încurcați. O dăm confirm. Ok. Bun. Deci avem 4 zile de premium. Ciudat că scria 3 zile. Destul de ciudat. Dar întrebarea mea, unde e acel avion? Da, aici am început eu să fac robotul acela de care vă ziceam eu episodul trecut. Doar că m-am zis să-l fac altcumva. Ce că ăsta? Vedeți, ăsta are așa aceste picioare, în care nu știu cum funcționează. Nu știu, o să aflăm. Dar unde e robotul? Ciudat. E doar premium? Știu că am văzut la cineva, pot să jur, că am văzut pe Facebook, pe un grup, eram sub într-un grup de fapt de Robocraft, și cineva a postat o poză cu acel avion în garaj. Și chiar acolo scria că ar săptămâna acest robot. Nu știu, poate jucăm un meci și ne-l dă, habar n-am. Haideți să jucăm ce am jucat ieri puțin și haideți să. Deci, așa s-au schimbat controlele astea, frate. Păi și înainte de ai pe băga direct în mici, frate, nu te enervai atâta. Ok, nu launcher, ok. Hai să vedem. Bagă într-un match? Nu știu, mie nu prea-mi place cum a evoluat jocul ăsta, sincer. Ok, o groază de oameni au, da, o groază de oameni au aici premium și au activat codul.
Dar nu știu, nu-mi place că au făcut aceste parteneriate cei de la Robocraft. Mă, nu știu în ce măsură a influențat chestia asta jocul, dar au făcut foarte multe parteneriate. Adică cu Curse nu prea știu de ce era nevoie să facă un parteneriat. Habar n-am. Ok. Mai cu de parcă sunt mai vii. Sau nu știu. Așa mi s-a părut, sau poate cum sunt obișnuit eu cu alte jocuri. Mi s-a părut doar mie. Niște lag spike-uri, nu știu de ce. În episodul trecut nu mai avem chestia asta, nu mai avem problema aceasta. Ok. Bun. Robotul clasic. Asta era la început. Oh, fuck, stai. O, ce greu se mișcă, fuck. Mamă, ce tare sunt laserele acum. Mamă, ce tare când, ce tare când vindecă. Uite că asta îmi place ce au făcut cu laserele. Arată mai șmecher, arată mai HD așa. Dar parcă nu știu, e... Parcă e cartoon așa, nu știu. Înainte era mai șmecher așa. Ia mă, ce robot și-a făcut asta. Interesant. Să mergem să apărăm mega ult. Mamă, s-a dus și asta ca... Nu știu, nu mai zic nimic. Hai să dăm lui toată viața. Hai să mă pun într-un unghi așa. Că nu-i... Nu-i bun. Nu-i fac. Bun, hai să... Îi dăm doar lui viață. Să vorbesc eu puțin mai tare că mă concentrez aici asupra mișcării. Oh! Și ăla are un robot clasic de Tyrex, doar că e nume bun. E vantă cea super bună. Mai rămas expus. Hai! Go, go! Go! Thanks, thanks. La limită am scăpat, frate. La limită, da. Bun. Am zis, nici nu știu ce naiba fac aici, dar... Dau doar click dreapta, nu știu ce naiba fac. Bun, thanks, thanks. Așteptam criticul ăsta. Nu știu, are un spate ciudat, așa. Robotul ăsta. Cu cubularea protocolii. Apropo de cuburi, s-au adăugat vechile cuburi de... Bine, da, sunt prima ediție specială de cuburi sau ceva de genul. Acele cuburi negre cu verde. Cele s-au adăugat de Halloween. Și mai există parcă un fel de cub... Da, aia nu prea sunt sigur. Nu mai țin minte. Dar parcă alea verzi erau cele speciale. Oh my fucking god. Eu sunt aici în raza lor de acțiune. Aici să zbor. Mamă, ce retardit e. Hai, mă bag în față, poate prea nu știe nimeni. Dar n-au medic? Ba da, au un medic acolo în spate. Dacă nu l-am văzut eu. Thanks, thanks. Pare că eu am încasat cam cel mai mult damage. Acum sărim pe el. Iuhuu! A murit cineva de la noi. Nu știu. Ba, măcar n-am ieșit pe ultimul loc în scor. Ok. Acum o să primim un punctaj destul de mare. Și premiul și primul meci pe ziua de azi. Deci, vă dați seama și dacă joc jumătate de oră într-o zi, intru cu fiecare robot, joc cu meci, au bonusul zilnic, plus premiul și tot mă scot cu niște RP-uri în plus. Merge. Am început să blocăm jocul? Parcă că îmi dă crash. Serios că îmi dă crash. Ok, fraților, am revenit, a dat crash jocul. Nu știu, nu se împăca cu rezoluția sau habar n-am de ce. Ceva de genul mi-a scris cu rezoluția, a avut ceva probleme. Și am câștigat 396.000 de RP-uri. Număr destul de mare. Bine, am avut bonusul dublu plus premiul. Da, număr destul de mare. Bun, hai să continuăm. Sper să nu mai dea crash acum când ieșim din match. Deci, nu Q. Dăm aici pe Drive Robot și dăm la Team Deathmatch. Deci cineva a început să scrie codul, acum când l-am aflat și eu scrie cineva. Tot m-am chinuit să-l aflu, dar apoi mi-am să aminte că la actualizări Steam îți arată cam ce actualizări primește jocul respectiv. Și am intrat pe Steam și scria exact pe așa imagine de la update că... cum îi zicem...
Nu vine acum. Deci arată fis acolo, în josul imaginii, codul, da? Și l-am copiat într-un notepad. Și... Ok, să continuăm. Un robot destul de ciudat, că n-am văzut un model de genul. Stai, are acele picioare? Mamă, ce tare! Oh my god, ce tare! Mamă, ce șmecher se mișcă picioarele acelea, deci... Fii atent ce șmecher! Mamă, ce tare! Uite, asta sare așa, nu știu cum. Parcă... cum se numește? Era un animal ciudat într-un desen și seamănă pe acela. Ok, oricum... Sunt șmecheri picioare, adică vezi cât sare? Oh, e clar că îmi fac robotul cu aceste picioare. E clar. Ok, să încercăm să vânăm pe acela. Oare reușim? Da, eu cred că nu se poate cumpăra acel robot de care ziceam eu. Altfel avea multă lume. Adică, sincer, n-am văzut pe nimeni care să joace cu el. Se poate intra la altă categorie de tire? Mă, oricum e șmecher. Deci sunt șmechere picioarele astea. Chiar îmi plac foarte mult. Mă, ce rămâne Cristia acolo, nu vedeți? Așa se plâng niște scântei. Holy fuck, mă răstorn aici. Fac să ajutăm pe tipul respectiv care a suferit niște pagube destul de mari. Dar fiind roboțel micuț, îl hrănim imediat. Ok. Bun. Sper că acolo sunt niște inamici. Oh, mai merge să dai spot. Ok. Credem că au scos și chestia asta. Nu sunt sigur dacă e un mega sau e un medic. Nu, e un plasma, mai exact. Are cineva nevoie de ajutor? O, ăsta. Hai. A, e mega-ul. Are viață destul de mare încă, dar totuși nu este ca unic ajutor. Fuck. Scuze, scuze, m-am mâncat în minusul. Ok. Mamă, deci sunt prea epice picioare, vedeți cât sar. Dacă asta le combina cu un avion, ar fi mega OP. Hai că stăm aici mai bine, așa. Jucăm mai strategic meciul ăsta, nu ne băgăm așa de ca și meciul trecut. Oh my god! Nu ne băgăm strategic, dar fix în mijloc, bătrâni de lumea. O, ar trebui să sar, dar dacă mă sar, mă îndepărtez. Dacă și rămân aici, îmi primesc damage. Ok. Why fuck? Sunt mort. Mamă, ce gestul de OP al unul până o distrugi. Ok, mai am un thruster aici. Fugi, fugi. Hai. Bravo, bravo, bravo. Fuck, m-am îndepărtat prea mult. Da, mă, ce naiba fac. Mă să vină medicul ăla să ne dăm viață. Da, e destul de deștept. Știe ce are de făcut, nu ca și unii medici din... Adică ați văzut și voi în unele meciuri că în loc să-mi dea viață să ne dăm iarăși la maxim, dar fuge. GG. Ok. Nu știu, sunt puțin buguit pe aici. Pentru că nu pot să-mi dau viața asta. Deci e prea tare mega, frate. Fiți atenți cum arată, e prea tare, așa, nu știu. L-ador. Cum arată și picioarele arată prea șmecher. Mamă, dar greu îmi crește viața. O, în sfârșit am copat a doua picioare. M-ar fi bine să mai capăt niște medigunuri. Oh, am câștigat. Ok. A fost un meci bun. Mă sper să nu dea crash. Văd că acum se încarcă acele biluțe. S-a blocat. Oare îmi dă crash din nou? Da. Ok. Da.